Continuă ancheta în cazul copilului de 7 ani care a dus la școală o armă de tip airsoft. Tatăl copilului a fost amendat de poliție pentru că nu a ținut arma în condiții sigure. Pe de altă parte, profesorul care n-a anunțat incidentul este anchetat acum de către inspectorat. În urma ceea ce s-a întâmplat, băiatul primește consiliere de specialitate. Arma ar fi fost adusă de elevul de clasa 1 într-o sacoșă, împreună cu alte jucării. A avut acces ușor la ea, deși nu ar fi trebuit. Ancheta polițiștilor a stabilit că arma trebuie să fie încuiată și asigurată acasă, iar părintele băiatului nu a respectat aceste reguli. S-a stabilit că tatăl minorului ar fi deținut la domiciliu arma de tip airsoft, neletală și nesupusă autorizării, nefuncțională, de agrement și fără muniție, pe care nu ar fi asigurat-o corespunzător, încălcând prevederile articolului 61 din legea 295/2004. Polițiștii au confiscat arma cu lunetă de tip airsoft și l-au amendat pe tatăl elevului cu 5.000 de lei. Și nu doar atât. Poliția îl cercetează pe părintele copilului și pentru o altă acuzație, aceea de rele tratamente aplicate minorului. De ce? Pentru că, spun polițiștii, expunându-l pe copil în casă prezenței armelor de foc, i-a afectat dezvoltarea morală ulterioară. Anchetă separată face și Direcția pentru Protecția Copilului, sesizată fiind de polițiști. Este ancheta socială în care inspectorii municipalității au stat de vorbă cu părinții și cu copilul la domiciliul lor. Colegii mei desfășoară o astfel de anchetă să vadă cum condițiile de acasă, ce s-a întâmplat, relația cu părinții, relația cu colegii. Psihologii spun că arma are un efect puternic asupra unui copil de 7 ani, iar faptul că era la îndemâna celui mic, neînchisă și neasigurată, nu face decât să-i dăuneze comportamental. Poate să aibă efecte pe viitor, nu neapărat acum, din prisma faptului că copiii au nevoie de reguli. Și regulile astea se învață încă din familie, iar responsabilitatea în cazul acesta, evident că aparține părintelui, iar responsabilitatea lui era să se asigure că această armă nu intră pe mâna copilului. Arma cu lunetă este neletală, nefuncțională și nesupusă autorizării, spun anchetatorii, și ar fi fost cumpărată de tatăl copilului de pe un site. Și școala face propria anchetă referitor la profesorul de sport care a anunțat tardiv prezența armei în școală. Nu a înțeles gravitatea situației și faptul că ar fi trebuit să înștiințeze. Noi am solicitat să se facă o cercetare internă rapidă, iar managerul, doamna directoare, să ne transmită raportul. Școala 33, unde s-a întâmplat incidentul, nu avea pasnic, însă există camere de supraveghere.